Citim cuvântul Domnului așa cum îl găsim scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 4. Voi citi de la versetul 19 la 22, pagina 1029 în Sfânta Scriptură, Ioan 4, cu versetul 19. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Amen. Vă rog să vă reașezați. Iubiți frați și surori, mă bucur în această dimineață să fiu împreună cu dumneavoastră. Din toată inima doresc Domnul pe toți să vă binecuvinteze. Vă aduc salutări din partea Bisericii Emanuel din Sibiu. Mult har și pace, multă sănătate fizică, spirituală, să vă dea Domnul, multă propășire pe calea credinței și salutul nostru este vechi, nu l-am schimbat, credem în el, încă credem și credem din toată inima, Maranata, Domnul nostru vine! Lăudat să fie Domnul! Iubiți frați și surori, aș vrea să recitesc versetul 21 din Ioan 4, unde Domnul Iisus Hristos, în acest dialog cu samariteanca, a spus: femeie, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Subliniez, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă să-l împărtășesc în această dimineață, l-am pus sub acest titlu: nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Sau, când locul nu mai contează. Când locul nu mai contează. Aceste cuvinte, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim, au fost rostite de Domnul Iisus Hristos în discuția cu păcătoasa din Samaria, dar se pare că atunci când le citim sau chiar când studiem textul acesta, aceste cuvinte sunt trecute cu vederea. Parcă alte aspecte din dialogul acesta par mult mai interesante. Și totuși aceste cuvinte fac parte din același iureș al săgeților cu care Mântuitorul a străpuns inima femeii păcătoase din Samaria, trezind-o din somnul spiritual, apoi a folosit-o ca o torță aprinsă care a dat semnalul unei mari treziri spirituale în păgânismul religios al vremii. Reformulate, cuvintele Domnului Iisus Hristos ar putea suna astfel: nici așa, nici așa, nici aici, nici acolo, nici acum, nici atunci. Să vedem însă ce corespondent le-am putea găsi acestor cuvinte, aceste expresii, pe paginile Sfintei Scripturi. Și ne vom opri la trei pasaje importante și, cred eu, foarte sugestive. În primul rând, întâi, nici rece, nici înclocot. Nici rece, nici în clocot. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 15 și versetul 16, Domnul Iisus Hristos vorbește bisericii la Odicei și spune: știu faptele tale, iată că nu ești nici rece, nici în clocot. Dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Dacă ai fi rece, adică dacă nu l-ai fi cunoscut pe Domnul, dacă ai fi încă credincios în lume, ai avea o mare șansă să te trezești din starea aceea la mântuire. Dacă ai fi în clocot, adică dacă ai fi plin de Duhul Sfânt, plin de sfințenie, asta ar fi o stare ideală, numai că nu ești nici rece, nici în clocot. Care este cauza pentru care această biserică nu era nici rece, nici în clocot? Cauza principală a fost și este în vremea noastră pentru
bisericile secolului 21, chiar bisericile evanghelice, cauza este amestecul. Amestecul. Dacă punem o bucată de gheață într-un vas cu apă fierbinte, vom avea, aș putea să spun, imaginea bisericii din Laodicea, ceea ce erau creștinii din Laodicea. Iubiți frați și surori, amestecul din puțină spiritualitate cu puțină păgânitate va da o formă de evlavie caracteristică vremurilor preapocaliptice. Deci rețineți, puțină spiritualitate plus puțină păgânitate egal o stare de evlavie, numită o formă de evlavie în 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 5, unde Apostolul Pavel spune, nu știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi, oamenii. Că sunt oamenii din lumea aceasta, e una, dar este dureros când astfel de oameni sunt și în bisericile evanghelice. Și hai să ne întrebăm, oare sunt și nu cumva pe undeva ne regăsim și vreunul dintre noi? Cum? Iubitor de bani, iubitor de sine, iubitor de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori. Oh, asta sună, nu? Așa ar trebui să ne dea mult de gândit multora. Neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Și versetul 5. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduind puterea. Având o formă de evlavie, dar tăgăduind puterea lui Dumnezeu. De aceea, frați și surori, îndemnul Sfintei Scripturi este cum nu se poate mai tranșant pentru astfel de stări spirituale. Și anume, s-o rupem cu băgănitatea și cu poftele lumești. Tit, capitolul 2, versetele 11, versetul 11, la versetul 13, Apostolul Pavel spune căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață s-o rupem cu băgănitatea. Subline, s-o rupem cu băgănitatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând măreața venire și nădejdea slavei și măreața venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Îndemnul apostolului este s-o rupem și cu păgânitatea și cu poftele trupești. Nu să tragem de firul creștinătății cât se poate mai mult, să vedem cât ține acest fir. Sau nu să întindem firul păgânității până la crucea din Golgota, ci să producem o inevitabilă ruptură. Ceea ce mi se pare mie grav astăzi, frați și surori, și dați-vă să vă spun că nu m-aș referi în mod special la dumneavoastră, nu? Probabil că sunt și unii pe internet care se pot regăsi în ceea ce spun aici, dar am constatat că este o stare generală, o stare generală în foarte multe biserici, și anume faptul că nu mai știm unde este granița între spiritualitate și păgânitate. Nu mai cunoaștem granița dintre lume și biserică. Dacă nu o rupem cu păcatul în această viață pământească, avertismentul care vine din Sfânta Scriptură este că o va rupe Dumnezeu cu noi pentru toți vecii vecilor. Și avem câteva exemple în Sfânta Scriptură, o sumedenie sunt în Noul Testament, în Vechiul Testament, iau câteva din Noul Testament, și anume Anania și Safira, care erau credincioși botezați în apă și membri ai bisericii. Și foarte posibil să fi fost și botezați cu Duhul Sfânt. Nu știm detaliul acesta, dar foarte posibil. Și cu toate acestea, pentru că n-au rupt-o cu minciuna, n-au rupt-o cu înșelăciunea și pentru că l-au ispitit pe Duhul Sfânt, știți care a fost rezultatul?
moarte fizică și moarte spirituală. Un alt exemplu, 2 Timotei, capitolul 4, versetul 10. Dima, spune Apostolul Pavel, din dragoste pentru lumea de acum a părăsit și a plecat în Tesalonic. Dima, care era un colaborator al lui Pavel, nu era, să zic, un membru simplu din biserică. Era un misionar, era un slujitor. Și totuși, din dragoste pentru lume a ajuns să părăsească lucrarea Evangheliei, să-l părăsească pe Pavel, să părăsească echipa de slujitori, de misionari, de apostoli din vremea aceea și să se întoarcă la Tesalonic, să se întoarcă unde? În lume. Dima nu a rupt-o cu dragostea pentru lumea de acum și a pierdut pentru totdeauna legătura cu lumea viitoare a cărei puteri le gustase din plin. Atenție! Dima gustase din puterile veacului viitor. Evrei, capitolul 6, versetele 4 la 6, Apostolul Pavel spune că cei ce au fost luminați odată au gustat darul ceresc, s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut din dragoste pentru lume, au fost prinși din nou în cursele lumii, în breaja lumii. Este cu neputință să fie noiți iarăși aduși la pocăință pentru că ei răstignesc pentru ei a doua oară pentru Domnul Iisus Hristos, ceea ce este imposibil. Nu că Domnul n-ar mai fi putut să-l ierte pe Dima, nu asta era problema, ci problema era că Dima, odată cu căderea lui, atât de mult a iubit lumea că n-a vrut să se mai întoarcă la Domnul. Ăsta a fost păcatul de nerta. Știți care este păcatul de moarte, păcatul care nu se iartă? Păcatul care nu îl părăsești. Păcatul de care nu te pocăiești. Pentru că păcatele de care ne pocăim și le părăsim, există promisiune în Scriptura. Proverbe 28 cu 13. Cine își mărturisește păcatul și se lasă de el, capătă îndurarea lui Dumnezeu. Apoi, avem un alt exemplu, tânărul bogat din Evanghelii, din Matei 19, versetul 16 la versetul 24, care n-a rupt-o cu dragostea pentru lucrurile materiale, pentru avere. Nu? A adunat, a fost foarte bogat și pentru el averea a devenit idolatrie. Frați și surori, este un mare pericol, să știți. Orice lucru, chiar și averea, casa, banii, conturile, mașinile, știu eu, proprietățile, orice lucru pe care îl iubești mai mult decât pe Dumnezeu, atenție, îl iubești mai mult decât pe Dumnezeu, este idolatrie. Și foarte, foarte ușor ne putem alipi, lega inima de lucrurile acestea materiale, cum a făcut-o tânărul bogat, fără să ne dăm seama că aceasta este idolatrie. Și din cauza aceasta, acest tânăr a plecat întristat de la izvorul fericirii către veșnicia tristă, acolo unde este plânsul și scârșirea dinților. Acolo a ajuns acest tânăr bogat. A plecat întristat de la Domnul Iisus. Domnul Iisus era izvorul fericirii. El oferea raiul, gloria, slava eternă. Și a plecat spre o veșnicie îngrozitoare, tristă, în iazul de foc, acolo unde Scriptura spune că este plânsul și scâșnirea dinților. Ce avem oare de spus în această dimineață față de acest avertisment? Nici rece, nici în clocot? Care este starea ta? Fiecare în dreptul nostru, eu în dreptul meu. Tu în dreptul tău, fiecare în dreptul nostru, suntem chemați în această dimineață să ne cercetăm. Care este starea ta? Ești tu plin de Duhul Sfânt? Ești tu plin de viață spirituală? O simți o prezență a Domnului în viața ta din momentul în care te trezești dimineața și până când te pui să adormi și până și noaptea, nu? Să-ți dea ghes inima și cercetarea Duhului Dumnezeu prin visuri de noapte. Ești plin de prezența Domnului? Ești plin de Duhul Domnului? Ești plin de viața spirituală? Vei spune, da, nu sunt nici rece, nu sunt nici în lume. Am pocăit, m-am întors la Domnul, am legământ.
Dar nu cumva ești căldicel, nici rece, nici în clocot? Doi, în al doilea rând, nici rob, nici slobod. În cartea Deuteronom, în capitolul 32, versetul 36, cuvântul Domnului spune: Domnul va judeca pe poporul său, dar va avea milă de robii săi, văzând că puterea le este slăită și că nu mai este nici rob, nici slobod. Nu mai este nici rob, nici slobod. Acest citat din a doua cântare a lui Moise conține cel puțin trei elemente principale, și anume: o proclamație a judecății, Domnul va judeca pe poporul său. Apoi, o promisiune a îndurării, Domnul va avea milă, har, de robii săi. Și apoi, o prefigurare a confuziei, sleiți de puteri, unii ajung să nu mai fie nici robi, nici slobos, spune versetul 36, ultima parte a versetului. Observăm aici în cuvântul acesta, iubiți frați și surori, că judecata privește întreg poporul Domnului. Judecata lui Dumnezeu privește întreg poporul Domnului. Dar observăm în același timp că harul va fi rezervat doar pentru robii Domnului, nu pentru întreg poporul. Nu pentru întreg poporul, că mulți chemați, dar puțini aleși. Nu pentru cei care nu se află nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim, nici în luntre, nici pe punte. Nu este cutremurător, frați și surori, și eu spun cu durere, nu vreau să atac pe nimeni această dimineață. Eu mă cercetez pe mine în primul rând. Nu? Îmi cercetez starea mea spirituală, pentru că să știți că și noi predicatorii când predicăm, predicăm nu numai dumneavoastră, cuvântul Domnului este o sabie cu două tăișuri, este îndreptate asupra celor care aud cuvântul, dar și asupra noastră în același timp, să știți, cuvântul taie și într-o parte și în alta. Dar nu-i cutremurător și încercați să răspundeți dumneavoastră la această întrebare. Să vedem prin bisericile noastre oameni care nu sunt nici răstigniți față de lume și nici lumea nu este răstignită față de ei. Galateni 6:14. În ce mă privește pe mine, departe de mine, gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, spune Apostol Pavel, prin care eu sunt răstignit față de lume și lumea este răstignită față de mine. În această categorie de oameni se includ aceia care nu ar lăsa să le scape nici vrabia din mână și nici cioara din par sau de pe gardă. Concret, există o categorie de credincioși, poate se numesc chiar pocăiți, care vor să fie și cu lumea și cu Dumnezeu, ceea ce este absolut imposibil. Sau vor să trăiască într-o zonă gri, nu? Între cele două împărății, împărăția întunericului, împărăția luminii. Dar nu există zonă gri, nu poți să stai graniță. Pentru că Iacov, capitolul 4, versetul 4, apostolul Iacov spune: Sufete prea curvare, nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cei ce vor să se facă prieteni cu lumea, se fac vrăjmași cu Dumnezeu? Iubiți frați și surori, trebuie să recunoaștem că în momentul în care ne-am întors la Domnul, și dacă am trecut prin procesul nașterii din nou, Domnul ne-a mântuit de păcatele noastre, nu ne-a iertat de păcatele, suntem mântuiți în sensul că avem iertarea păcatelor. Am intrat în prima fază a mântuirii, dar ca să intrăm în faza a doua a mântuirii, nu? Care este viața veșnică, mântuire, soterio, în limba greacă înseamnă iertare de păcate și moștenitura al vieții veșnice. Ca să moștenești viața veșnică, ai nevoie să fii botezat cu Duhul Sfânt, nu numai botezat, reumplut cu Duhul Sfânt, să trăiești o viață de sfințenie și în sfințenia aceasta să se vadă în viața ta răstignirea firii pământești, zdrobirea firii pământești și mortificarea firii pământești. Mulți credincioși se opresc aici, au încheiat legământ cu Domnul, poate au fost născuți din nou, dar după aceea nu mai continuă lupta. Tu ești într-un război spiritual, ai de luptat cu diavolul, cu păcatul, cu duhurile rele, cu lumea, cu firea ta pământească. Firea încă, să știți că, deși ne-am întors la Domnul, încă n-am scăpat de ea, scăpăm de ea doar când plecăm din viața aceasta.
Numai că firea pământească trebuie trecută prin acest proces de răstignire, de mortificare. Unii credincioși nu-și mortifică, nu-și răstignesc firea pământească. Ei se mulțumesc că au avut o întâlnire cândva cu Domnul, au crezut, s-au pocăit, au fost botezați în apă. Poate au avut și experiența botezului cu Duhul Sfânt, dar au pierdut și puterea aceea care au avut-o cândva. Și ei cred că sunt bine, dar trăiesc în tot felul de pofte ale firii pământești. În tot felul de păcate de fără de lege. Nu? S-a ajuns în situația în care nu mai știm de fapt ce este păcat și ce nu este păcat. Cum spunea cineva, noțiunea de păcat a dispărut. Aia nu-i păcat, aia nu-i păcat, aia nu-i păcat. Dacă cândva, și când eu m-am întors la Domnul și eram elev de liceu și un frate de-a meu care e aici în America, acum mi-a cumpărat un ceas, că aveam nevoie de ceas, frații mi-au spus să-l dau jos, că e păcat. Nu? Și dacă mi-am lăsat un pic de păr, așa de freză, că eram la liceu, mi-au spus frații să mă tund, că eram chel, și, să mă tund pentru că e păcat. Și mai lăsam un pic de păr, dar vara mă tundeam chel, mă și rădeam pe cap să plac fraților. E, acum când spunem astfel de lucruri, bă, dar astea au fost lucruri exagerate. Frate, poate au fost lucruri exagerate, dar s-a ajuns în extrema cealaltă, că nu mai e nimic păcat. Pentru unii nici să fumez și să consum droguri, am auzit și chestia asta. Și să fumez, să consum droguri, domnule, dar nu-i păcat, că nu scrie în Biblie să fumez și să nu fumez și să nu iei droguri. Unde scrie în Biblie, zicea cineva. E adevărat că pe vremea când s-a scris Biblia nu erau țigări, nu erau pacostea asta, viciul ăsta al fumatului și nici drogurile, dar scrie dacă totuși vrem să citim. Că acolo unde sunt prezentate faptele firii pământești în Galateni, capitolul 5, toate, curvia, dezbinările, certurile și așa mai departe, în partea finală spune, și alte lucruri asemănătoare cu acestea, vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și drogurile, și țigara, și toate celelalte care pentru noi sau pentru unii nu mai sunt păcate, să minți, să înșel pe la business, nu, sau la income tax, nu mai este o problemă, nu mai este o problemă, sunt multe, multe lucruri, nu vreau eu să facă toate aplicațiile aici, ci cred că este foarte bine fiecare să ne cercetăm în dreptul nostru, să vedem în ce stare suntem. Nu cumva suntem în această stare, nici rob al Domnului Iisus Hristos, rob al lui Dumnezeu cu adevărat, dar nici slobozit și eliberat total de firea pământească. Nu cumva suntem în această stare. Și dacă cineva este în această stare, se ridică întrebarea, nu mai există vreo posibilitate de scăpare pentru ei? Care este șansa lor? Care este șansa lor? Citeam că în anul 160 înainte de Hristos, se spune că atunci când romanii au ajuns la granițele Siriei să cucerească Siria, o delegație a Romei s-a dus și a stat de vorbă cu împăratul Antioh al Siriei din vremea aceea pentru a discuta soarta țării și unul din trimișii Romei a luat o suliță și a făcut un cerc așa pe pământ în jurul împăratului Antioh și i-a spus, împărate, astăzi trebuie să decizi, nu mai ieși din cercul acela până când nu dai un răspuns Romei. Ce alegi? Pace ori război? Alege! Pace sau război? Și împăratul a spus, aleg pace. Nu, dar pacea însemna, sigur, să se supună Romei. Frați și surori, în această zi, nu numai la 1 ianuarie și nu numai la Cina Domnului, ci cred că Domnul ne cheamă mereu și mereu și mereu să ne cercetăm și să alegem. Cum vrem să trăim în continuare? Cum vrem să trăim după ce plecăm din casa Domnului? Să avem pace cu Dumnezeu, eliberați de firea pământească? Sau război cu Dumnezeu trăind în păcat? Fiecare dintre noi alegem. Da, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim, ci o prăbușire radicală și rapidă din partea fiecăruia dintre noi la picioarele Domnului Iisus Hristos. Nu în suflet și minciună, ci în duh și în adevăr. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și în fine,
O a treia formulare biblică în care descoperim confuzia, amestecul nepermis, este următoarea. Nici biruiți, nici biruitori. În al treilea rând, nici biruiți, nici biruitor. Exod, capitolul 32, versetele 17 și 18. Cuvântul Domnului ne spune că atunci când Moise s-a apropiat de popor, după ce a venit de la întâlnirea cu Domnul pe munte, perioada în care poporul a comis cel mai grav păcat, nu? L-au forțat pe Aron să le facă un vițel de aur, un Dumnezeu străin, se închinau la Dumnezeul acela, mâncau, beau, dansau în jurul vițelului de aur a idolilor, acelui idol, strigau. Spune cuvântul Domnului, Exod 32, 17 și 18, că Iosu a auzit glasul poporului care scotea strigăte și a zis lui Moise, Moise, în tabără este o strigă de război. Moise a răspuns, strigătul acesta nu e nici strigă de biruitori, nici strigă de biruiți. Ce aud eu este glasul unor oameni care cântă. Nici strigă de biruitori, nici strigă de biruiți. Iosua a fost predispus a face o mare confuzie vis-a-vis de strigătul taberului Israel care spinteca văzduhul de-a dreptul. Iubiți frați și surori, iubiți credincioși, nu cât de puternic, ci cât de cucernic este sufletul vieții unui om. Asta contează înaintea Domnului. Spuneți încă o dată. Nu cât de puternic, ci cât de cucernic este strigătul meu, al tău, mireasma care o eman, mireasma spirituală. Asta contează înaintea lui Dumnezeu. Nu behăitul vitelor dă dimensiunea adevăratei ascultări de Domnul, ci belșugul vițelor, al mlădițelor, dă adevărata dimensiune ascultării de Domnul. Și vreau să vă explic. Nu behăitul vitelor, ce înseamnă asta? 1 Samuel, capitolul 15, versetul 14, cuvântul Domnului spune că atunci când Saul s-a întors de războiul cu Amalec, el a comis un mare păcat și a crezut că a făcut un lucru extraordinar. Domnul i-a poruncit să omoare pe amaleciți, dar să omoare și animalele, să treacă totul prin ascuțișul săbii și el, nu, poporul, și Saul m-a ascultat de popor, nu? Scrie în Scriptură să nu te iei după mulțime ca să faci rău. Glasul poporului, vox populi, vox dei, spuneau latinii. Glasul poporului, glasul zeilor, nu întotdeauna, nu? Este periculos uneori, când poporul vrea vițel de aur, tu să le faci vițel de aur. Poporul a vrut să ia cele mai bune animale și a zis lui Saul, aducem jertfe înaintea Domnului. Și Saul a venit la Samuel și a zis, citez, 1 Samuel 15 cu 14. Samuel a zis, ce înseamnă băietul acesta de oi care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi pe care îl aud? Păi, am adus aceste animale ca să le prezentăm și să le aducem jertfă înaintea Domnului. Dar asta era neascultare. Subliniez din nou, nu behăitul vitelor care în cazul acela a fost neascultare de Dumnezeu, nu acel lucru care tu ai impresia că e bun și îl face înaintea Domnului, dar care este neascultare de Dumnezeu, ci belșugul vițelor dă dimensiunea adevăratei ascultări de Domnul, spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan 15, eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul, pe orice mlădiță care este în mine și ne aduce rod, el o taie și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu rămân în voi. După cum lădița care nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa, nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse și aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți mult rod, subliniez, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi ucenicii mei, măriți să fie numele Domnului. Nici biruiți,
nici biruitori. Dar oare ce înseamnă aceasta? Nu ești nici biruitul care să fi pierit în luptă, apărându-ți cu prețul vieții zidurile cetății, sfințenia, neprihănirea, haina curată, nepătata sufletului tău, n-ai plătit cu prețul vieții. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge, spune apostolul, în lupta împotriva păcatului. Dar nu ești nici biruitorul care să primească laurii victoriei. Vei spune, nu sunt biruit de toate păcatele, dar poate numai de câteva. Și dacă ești biruit numai de câteva, nu poți fi biruitorul care să fie răsplătit. Și atunci ce ești? Dacă n-ai nici biruință totală asupra lumii, asupra păcatului, asupra duhurilor rele, asupra firii tale pământești, dacă nu ai biruință, nu ești nici biruit de toate, că și cei din lume au o poezie și ați auzit, când sunt îndemnați la pocăință, ați auzit poezia care recită cei din lume. Păi, dar eu de ce să mă pocăiesc? N-am spart capul la nimeni, n-am furat de la nimeni, n-am luat nevasta nimănui. Zice, eu sunt corect. Dar uite omul că e mincinos, că e fricos, că e certăreț, că e dușmănos, că nu poate să ierte, alea nu mai sunt păcate. Numai cum cred unii chiar dintre evanghelici, nu? Adulterul și hula împotriva Duhului Sfânt, nu? Și aia e interpretată. În rest, celelalte sunt păcățele care se iartă. Frați și surori, asta este un mare pericol. Dacă nu ești nici biruitor, nici biruit, știi ce ești? Ești prizonier. Samson a fost la un moment dat un uriaș cu o putere extraordinară care a primit-o din partea lui Dumnezeu, uriașul care ducea pe munte porțile cetății cu stâlp cu tot. În partea finală a ajuns să sfărâme zidurile lăcașului, unde stăteau spectatorii și râdeau de Solomon, de Samson, și a pierit sub acele ziduri. Dar între cele două stări a lui Solomon, a lui Samson, puterea de a lua stâlpi unei cetăți, ce erau tone, nu? Cât erau tone, și ultima parte a vieții, când a murit sub dărâmături, o mare parte din viața lui Samson a fost prizonier în închisoare la râșniță. De ce? Pentru că s-a lăsat înșelat de Dalila. Întâi de o filisteancă, ia-mi-o că îmi place, a zis părinților, când părinții spune, dar nu e nicio fată în Israel, de încalci cuvântul Domnului, ia-mi-o că îmi place. Și după aceea, Dalila, și știți sfârșitul. Nici biruit, nici biruitor. N-ai vrea în dimineața aceasta să fii un biruitor? N-ai vrea în dimineața aceasta să nu mai fii un biruit, să nu mai fii un învins? Citeam despre un francez care a trecut în Anglia și după câtva timp a devenit cetățean englez. În momentul în care a primit cetățenia engleză, omul acesta a spus următoarele. Până ieri, Waterloo a fost înfrângere. De astăzi înainte, Waterloo pentru mine este victorie. Până ieri, Napoleon la Waterloo a pierdut bătălia cu englezii și francezii au fost învinși. Și astăzi se recunosc că au fost învinși. Și fostul francez spunea, până ieri Waterloo a fost înfrângere, până ieri am fost un înfrâns. Înfrânt. Astăzi sunt cetățean englez. Acum eu sunt învingător. Devenind cetățean al cerului, primindu-L pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, tu poți să fii un biruitor, ba chiar mai mult decât biruitor. Și dacă ai fost înfrânt în lupta cu păcatul și cu fără de legea, dacă astăzi te prăbușești la picioarele Domnului Iisus Hristos, El te poate umple cu Duhul Sfânt și te poate face un biruitor. Roman 8,37, Pavel spune, totuși în toate acestea noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Deci depinde de tine ce alegi să fii, un înfrânt sau un biruitor.
În cer intră numai biruitorii, nu uita, Apocalipsa 3:5. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Și voi mărturisi numele meu înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui, spune cuvântul Domnului. Frați și surori, în concluzie, hai să medităm reamintind aceste expresii biblice. Nici rece, nici înclocot, nici rob, nici slobod, nici biruit, nici biruitor. Este cea mai jalnică stare în care s-ar putea găsi cineva vreodată. Există vreo șansă pentru o asemenea persoană, revin din nou? Yes! S-a strigat tare, mi-a plăcut. Domnul să vă binecuvinteze. Există șansă. O, da, Mântuitorul, lumea are soluția. Nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim, dar unde? La picioarele crucii din Golgota. Acolo afli eliberare, victorie și focul dragostei adevărate, clocotitoare, care nu va pieri niciodată. 1 Corinteni 13:18. Dragostea nu va pieri niciodată. Iisus te iubește. El vrea să te salveze. Nu uita, dacă vrei să fii un biruitor, dacă vrei să fii înclocot, dacă vrei să fii rob al Domnului, dar eliberat, slobod în același timp, cere Domnului în dimineața aceasta să te umple de Duhul Sfânt. Cere Domnului în dimineața aceasta, dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt, să te boteze cu Duhul Sfânt. Să te îmbrace cu darurile Duhului Sfânt. Vino într-un duh de pocăință. Recunoaște starea. Recunoaște starea de căldicel. Recunoaște-ți neputința spirituală. Recunoaște că ai păcătuit. Pocăiește-te înaintea Domnului. Cere apoi ca El să te umple cu Duhul Sfânt. Și nu uita, mai mult decât până acum, luptă-te să practici disciplinele spirituale. Rugăciunea, postul, citirea Bibliei, legătura frățească, dărnicia, implicarea în lucrarea Domnului și vei fi mai mult decât biruitor. Doamne, dă-ne tuturor biruință și ajută-ne să avem parte cu Tine în slavă și în glorie eternă. Amin.